că, într-adevăr, Becani, așa cum spune, nu va mai cumpăra de la Giga Hagi? Eu cred că domnul Becali va tocmai tu spuneai, da. Este omul care me întreține, e motorul este financiar al acestei superligi. Eu cred că va cumpăra și de la Hagi, cred că va mai cumpăra și de la Botoșani, cred că va cumpăra de unde crede dumnealui că poate fructifica într-un viitor transfer cel pe care îl vizează. Pentru că să nu uităm, are jucători tineri foarte buni care sunt potențiali candidați pentru un transfer în străinătate, însă important e, sau eu dacă aș fi în locul domnului Becali, eu mi-aș pune o singură problemă, așa mare, pe lângă multele probleme pe care le are domnul Becali și le rezolvă. De ce am luat în ultimii ani cei mai buni jucători la echipele lor, vârfurile, iar când ajung la FCSB nu mai sunt la nivelul la care sunt. Știu, cineva poate să spună, păi da, FCSB e la un nivel superior. Dacă nu iei punctat pentru ce ai nevoie și tu iei doar la cantitate, chiar dacă sunt super buni, dacă îi pui în aceeași echipă și nu ți-ai gândit o strategie și n-ai singur antrenor care să-și facă treaba, cred că vei avea această problemă. Adică eu cred că dacă domnul Becali va rezolva această problemă, sau nu știu, nu neapărat că e problemă, acest principiu să-și răspundă, bă, de ce ăștia care iau eu cei mai buni și pe bani buni și susțin fotbalul românesc, când ajung la mine sunt alții, că dumnealui spune cu gura dumnealui. Deci l-am luat pe ăla și gata, nu mai e altul, nu mai e bun. Eu cred că dumnealui va rezolva problema fundamentală a clubului. E nu părerea mea. Scuză-mă, Ciprian, că te rog, te rog. Nu crezi că problema fundamentală ar fi numirea unui antrenor capabil? Și independent? Robert, eu știu, toată lumea poate să spună asta. Eu sunt antrenor și mă feresc să discut, pentru că dacă bun, așa... îmi permis să te întreb altfel. Ai antrenat FCSB-ul? Eu în condițiile de azi, care tu le cunoști foarte bine. Toată lumea le cunoaște. Da, toți le știm. Eu am spus-o mereu, nu o să-ți răspund direct, pentru că e lipsă de respect pentru Pintili, pentru Haralambos, cei care sunt acolo. Dar eu aș spune așa. Ce am spus? Ești foarte elegant, dar nu e vina ta că ei acceptă nici lucrurile. Nu mai e nevoie de un răspuns, Nu, eu aș răspunde așa ceea ce am spus de fiecare dată. Nimeni, indiferent cum se numește antrenorul de la FCSB, care ia pe bancă acolo, da, nu cred că patronul echipei se duce și face strategia la antrenament și spune trebuie să faci astăzi antrenament tactic, la antrenament trebuie să faci nu, bun. Dar spune echipa e asta, okay, rezervele să ăștia și să nu cumva să aveți telefoanele închise, okay, că facem schimbare. Îmi dați voi să-mi termin ideea, să o duc până la cu capăt. Mare plăcere. Ce se întâmplă dacă prin absurd, eu sunt antrenorul la FCSB și eu pregătesc, eu am 25 de jucători care mare majoritate și mai bun pe postul din campion. Și atunci, cu ceva, și atunci eu pregătesc echipa cu două variante pe care patronul sunt convins că pot să-l ghicesc, pot să anticipez ce își dorește patronul, nu? Că sunt niște principii. Și atunci dacă patronul vine și spune joacă Ioana și nu joacă Ion, atunci eu sunt sigur, vezi, dacă joacă Ioana se poate întâmpla asta, ți-asumi responsabilitatea, sunt sigur eu și asuma. Dar eu ca antrenor, eu răspund ca echipa să fie la cel mai înalt nivel și eu răspund să am două, trei variante la același nivel. Restul... El, din ce știm noi, dă echipa în plic cu 5 zile înainte de meci. Cu atât mai mult. După precedenta etapă. Deci de-aia eu nu le găsesc foarte multe scuze antrenorilor care sunt la FCSB. Păi nu, n-au niciun. Pentru că au niște condiții uluitoare, au suportul managerului, vorbind de domnul Meme Stoica. Da. Au stabilitate financiară. Corect. Și n-au scuze aici. A, că vine patronul și că ți impune un jucător, asta nu cred că se întâmplă la FCSB, e cel mai vizibil, dar dacă se întâmplă peste tot. Bravo. Poate fi pe multe alte locuri. Păi da, tu ești un băiat inteligent și înțelegi. Mulțumesc, când da, e vorba de politica clubului și te cheamă. Exact. Ciprian, uite tată, am dat 1 milion și ceva, luăm 3. Tu ai locul călduț, pregătește-l tatăl. Tot în sarcina mea intră să dezvolt jucătorii. Exact. Corect. Și responsabilitatea mea. Ciprian, dar dacă după tu zici că faci 2-3 variante de echipă, corect, acolo ai 25 de jucători și pe unele posturi sunt 5. Da, e dificil. E imposibil să-l ghicești. Sunt de acord. Știi de ce? Cred eu, nu știu. Și eu nu mă feresc de verdicte, dar... tu ești un cunoscător al fotbalului, da? Un om care profesezi, ai licențe, da, ai studiat. Corect. Dânsul de multe ori poate face și emoțional, poate, corect, face interesat financiar, corect, deci nu cred că l-ai putea ghici. În al doilea rând, nu știu de ce
susținere și cum te vor trata jucătorii când se va dovedi asta că ești problemă. Ca și ceilalți care au fost înaintea ta. Asta e marea adică problemă. Cum vii tu la mine ca da. Jucător da, da, și da. Îmi spui, băi Roberte, te bag mâine, uite, îmi place cum te-ai antrenat. Tu mă bagi, că mă bagă șeful. Și vineri te sună domnul și zice, bă, ăsta nu joacă că e știrb. E la Budapest. Da.